Din nou probleme în sistemul de sănătate. Medicii refuză semnarea contractului cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate până ce vor obține condiții mai bune. Ei se plâng de sumele prea mici cu care sunt plătiți pentru o consultație, dar și de mai multe ambiguități din legislația actuală. În cazul în care nu s-ar fi găsit o soluție, pacienții ar fi riscat să-și plătească medicamentele din propriul buzunar. O situație absurdă, după cum consideră cei mai mulți constanțeni. Unele păreri ale oamenilor au fost însă inedite. Să alerge mai mult populația, ca să nu mai ia medicamente, să facă sport, nu? Mai puțină răbdare și până se face nou contract, nu trebuie probabil să facem așa multă agitație. Da, asta e o problemă foarte dificilă pentru cei care sunt în vârstă, în primul rând. Altceva ce să vă spun, așa cum merge societatea, în general, așa merge și partea de medicină. Din fericire însă s-a găsit o soluție pentru evitarea acestui blocaj. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate îi liniștesc pe constanțenii care au nevoie de medicamente. Vechiul contract cadru va fi prelungit până ce se va ajunge la un consens pentru semnarea unuia nou. Trebuie să fie până la 1 aprilie, dar a fost prelungit termenul de aplicare a acestuia până la 30 iunie. Și astfel se vor face acte adiționale. Practic nu a intrat în vigoare noul contract cadru, ci funcționează vechiul contract cadru. Sau actualul mai există. Printre alte nemulțumiri se numără faptul că medicilor de familie le-au fost imputate sumele de bani pentru mai multe rețete compensate în condițiile în care sistemul informatic al cardurilor de sănătate nu a funcționat zile întregi. Medicii sunt hotărâți să refuze semnarea noilor contracte până când cererile lor vor fi luate în seamă.